Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valorii. Și cum ziceam, uite că până la urmă domnul nostru Ovidiu Vanghele a reușit să se trezească, deși nu e genul lui să fie matinal fix dimineața, și tocmai de aia îi spun bună dimineața. Bună de dimineața. Și abia aștept să-i spun la revedere. Și bun, asta așteptau să-i spună și domnii de la Roșia Montana Gold Corporation, cred, pe vremuri. Am citit pe Facebook-ul mare o poveste pe care nu o știam, de pe vremea când Ovidiu Vanghele, acum are servici la Centrul de Investigații Media, lucra la Mediafax, care chiar era o agenție. Pe vremea aia, da. Da, era o agenție de presă și presa chiar părea că folosește la ceva. Astăzi nu mai e la fel de clar la ce ar folosi jurnalismul, presa și alte chestii, dar Ovidiu Vanghele este unul dintre oamenii care vă pot dovedi chiar și în zilele noastre că într-adevăr folosește la ceva, și anume de a împiedica răul să se propage, de a arăta ce fac unii și să și dovedești, în ultimul rând, și de a ajuta pe oameni să trăiască mai bine câteodată, de a face ceea ce și poliția face și justiția face. Care e justiție? Scuze-mă. Scuze-mă. N-am vrut să aia care face dreptate, nu aia. Da, da. Dar în fine, acum Ovidiu era la Mediafax și mergea la Roșia Montană și asista la îmbucătățirea ultimelor șanse de a salva locul ăla și de a nu-l transforma într-un depozit de cianură. Confirm. Așa. Și stătea la o țuică cu domnul David, cel care încerca să salveze localitatea, și domnul David, care lupta cu toate puterile, a zis: bă, cred că am găsit ceva. Da. Ca să înțelegeți că totuși metafora lui David nu este chiar o metaforă în sine. Ovidiu este un fel de David care... Eugen David e un fel de David. Sau, da, Eugen David e un fel de David. Care l-a îngenunchiat pe Goliatul ăla mare. Confirm. Așa, bun. Zic cum s-a întâmplat, ca să înțeleagă oamenii că trebuie doar să fie atent. La momentul 2012, oamenii ăștia de la Roșia Montana Gold Corporation părea că și-au făcut cărțile astfel încât, într-un interval de timp absolut rezonabil, adică, nu știu, câteva luni de zile, să obțină celebrul acord de mediu. Chestia asta era o procedură complicată, se întâmpla printr-o comisie de analiză tehnică, așa se numea, la nivelul Ministerului Mediului. La momentul ăla, această comisie de analiză tehnică era condusă de un om, un cetățean. Da. Se numea Marin Anton, se numește Marin Anton, avea o declarație de avere pe vreo 30 ceva de pagini, dacă dai print la... Avea 30 și ceva de pagini de proprietăți. Era scris mare, nu? Nu, scrie, ca la contractul cu banca, așa. Să mergea numai din alea mici? Da, micuț, micuț, dar în forță. Cum deci, ar fond de nou, așa de... Exact. Mic, dar al nostru, cum ar... Așa. Și... Dar să faci treaba cu el. Absolut. Da, ce da. Să... Da, și omul făcuse cărțile acolo, doar că undeva în aprilie 2012, nu mai țin minte datele, da. Am și o etate, o instanță nebună de la Curtea de Apel, cred că Alba, așa? A anulat puzul localității. Puzul care prevedea, practic, construcția minei în sine, adică mătura toți munții aia pe acolo, casele, așa, da. Lămurea povestea. Și o instanță care nu știu ce a avut ea, dragi pe ea, cred, sau ceva așa, a zis: ia, hai, sictir cu puzul vostru, nu e bun. Din N motive, n-ar o să detalie. Moment în care oamenii aia care erau aproape de finish, cum ar veni, totul era rezolvat, s-au trezit că n-au un act esențial. Și brusc, la 2-3 săptămâni, s-a mai schimbat și ministrul mediului. Așa. Și atunci, la momentul la care s-a schimbat ministrul mediului, eu m-am dus la nou ministru al mediului, pe care îl știam. Mă ocupam de mediul la Mediafax, între altele. Și... De la UDMR. De la UDMR. Corodiotilu. Hai să spunem numele, așa, că da, merită. Da, da, da. Și m-am dus la el și am spus: uite care e situația. Oamenii ăștia n-au un puz valabil și în momentul în care le-a fost bubuit acel puz, noi avem în codul administrativ o prevedere care spune că orice act anulat revine cu același conținut cum a avut când a fost anulat, e nul de drept. Adică nu mai trebuie să stai să contești iarăși. E pur și simplu nul.
Și aia veniseră cu același pus? Păi, dar ei aveau aia, consiliul local și primarul era angajat la RMGC și în timpul liber era și primar la, adică era un blat din ăsta ca la penalti, așa cum se făcea pe vremuri. Nu se mai fac blaturi, nu că nu mai au oamenii onoare. Nu a, spus... a spus Becali, da. Nu, da. Nu, penalti a zis. Penalti a zis? Da, da, da. Ah, ok. Da. Am zis că acum ai zice omenie sau oricum nu păi pot. Asta înseamnă să omenești pe cineva. Așa, nu? Da. În fine, revenim. Și eu m-am dus la domnul Corodi și am zis așa, uitați care e situația. Ei au venit evident cu acest puz nou, dar este același puz cu cel declarat nul acum 3 săptămâni la Curtea de Apel Alba. Conform codului administrativ, e nul și ăsta nou. Deci nu poate să continue procedura asta de avizare, care mai avea o ședință, un termen și să încheie. Cu, sigur, șampanie, aplauze și mina și ceanura. Bun. Bun. Și omul s-a uitat la mine și a zis, ești sigur? Nu, eu așa am înțeles. Dar nu sunt jurist. Și el zice, nici eu nu sunt jurist. Hai să vorbim cu juriștii. Mă consult cu Crenguța Leaua. Așa am aflat că da, era așa. De mult acolo. Era de mult în zona asta de sfătuitori ai ministrului Corodi. Da. Și femeia s-a uitat pe poveste și a zis da, așa e. Și eu i-am spus ministrului atunci, a zis o să o întreb pe Crenguța Leaua dacă e adevărat și dacă e adevărat îi opresc. Și eu am avut o singură pretenție și eu. Na, că na, trebuie să ne... Căde. Exact. Așa și i-am spus că aș vrea să mă sune cu un sfert de oră înainte să anunțe public să dau eu primul știre. Că eu m-am dus la el să-i spun chestia asta. Și am bătut palma. Și omul după... Ce drăguț. Da, și după două săptămâni m-a sunat și mi-a zis... am vorbit cu Leaua, ai dreptate, îi blochez, îi opresc. Și ăla a fost primul moment în care proiectul ăsta s-a împiedicat cu adevărat în ceva. A fost primul moment. Primul. Și eu am scris și după aia m-am dus la colegii mei de la Economic, la Cristi Popa, la Ovidiu Tempa, cu redactorul șef de atunci, cu Dana Curcea și cu toată lumea și ne uitam la bursa din Toronto cum... Oia în jos acțiunea RMGC. Și nu mai știu dacă am băut ceva, sincer. Oricum, cert e că așa s-a întâmplat. Băi, bravo. Bravo și ție, bravo și vouă, mă rog, jurnaliștilor și bravo domnului Corodi. Exact, da. Exact. Dânsoare, eu am plimbat vorba, n-am da, spus nimic spectacol. Doamne, avocat Leo. Absolut, da. Jos pălăria. Da. Și da. Domnului David, care l-a răpus pe... Da. I-a dat o decisivă, prima decisivă lui Goliat. Nu știu dacă personal l-ai cunoscut. Nu l-am cunoscut. Este fabulos. Nu, este nu l-am fabulos. Cunoscut. La momentul la care toată România împingea Roșia Montană, omul stătea așa la poartă și zicea, no, la mine în curte nu intră nimeni. Dar era așa... absolut firesc. Era un personaj senzațional. Trăiește? Sigur că da. Bun. Sper că da. E, nu știu, are 50 un pic. Ah, bun, ok. Uite, n-am mai fost, am fost de mult. Poate spre 60, că au trecut. Am fost de mult, de mult, de mult, de tot la Roșia Montană, în anii 90, pentru că văzusem filmele lui Dan Pița și Mircea Veroiu, Nunta de Piatră, ciclul ăla, și am fost fascinat de locurile alea și am ajuns cu o cursă de muncitori. Am mers dimineața cu muncitorii care, cu mineri, intrau în schimb. Și pe la 5, nu știu, m-am mâncat într-o rată, nu vrei să știi ce era acolo, dar foarte, foarte frumos locul. Bine. Eu n-am prins mina funcționând. Prima oară când am ajuns acolo, știu, undeva în anii 2000 de vreme, era deja închisă pentru că urma să facă, nu, marea companie, cum spuneau ei, Goldul. Goldu, da. Așa îi spuneau... Era o vreme când se articulau numele proprii în România. Da. Acum nu mai e Conex-ul. Exact. Orange-ul. Da, da. E, unele au rămas. Da, astea, da, mai sunt, da, da. Și cam astea, adică voiam să vă dăm cumva curaj, cred că asta e o poveste despre curaj, despre insistență, despre încredere, despre solidaritate... despre performanță, despre ce important e să înveți bine la școală, da. Să termini o facultate pe bune și să nu spui că e nasol examenul de bac, că te pune să tocești. Mă rog, și dacă dai la dreptul să trebuiască să tocești. Scuze. Oho. Da. Adică o să fie chiar mai complicat decât pentru bac. Ușor nu e. Nu, deloc.
Nu, povestea asta e despre cum câțiva oameni s-au încăpățânat realmente să nu cedeze. Și Eugen David a fost cumva liderul opoziției într-o perioadă în care realmente toată țara împingea. Dar să repetăm, Eugen David nu lucrează la minister, nu e vreun bogătan, nu e vreun influencer pe TikTok, e un localnic din Roșia Montană care și-a salvat locul, care așa cum crește vaci. A făcut și doamna Caroline Fernolen, da, cu Viscri. E un om care s-a încăpățânat, a spus nu, eu nu plec, eu nu las satul meu să moară. Noi nu plecăm de aici. Noi acum nu-i că ar avea mai mult sens să vezi locul degradându-se în continuare, pentru că n-a avut o evoluție bună. Iar tinerii frumoși nu s-au dus toți să revigoreze turismul local în Roșia Montană. Nu, n-a avut, dar n-a avut și din cauza acestui proces care tocmai ce s-a încheiat săptămâna trecută la ICSID, la Washington, pentru că totul a fost acolo până vinerea trecută când a venit decizia într-un soi de limbo, așa, nu știai ce urmează, dacă Doamne ferește, dacă se întâmplă. Mm-hmm. Repet, nimeni de acolo și nimeni din stat, nimeni cu uniforma statului, ca zic așa, în afară de Corodi. Corodi e cel mai de aplaudat funcționar public din povestea asta, după părerea mea. Ori mai fost și alții și nu știu eu și îmi cer scuze dacă nu-i citez, nu-i galonez, ca să zic așa, dar Corodi a fost dat în judecată pentru decizia de a opri asta. I s-a cerut, nu știu, ceva, un milion, un catralion de euro, așa, și sigur a câștigat, dar ar fi putut fi bubuit grav dacă acest proces de la Washington avea alt deznodământ. Și dacă Crânguța Leaua nu învăța bine la facultate. Nu-și făcea treaba, exact, da, da. Dacă nu ieșea în stradă să se desfințeze bacul. Dacă ieșea. Așa, Ovidiu Vanghele, îți mulțumim foarte mult și te aplaudăm. Te-am chemat pentru că ești un exemplu pentru mine. Ești și rocker. Atât s-a putut. Da. Da. Am venit cu uniformă. Băi, am văzut un tricou foarte mișto, da, cu fonturile de la Metallica. Așa. Și scria Mortadela, mă. Băi, este bun. Minunat. Da, frumos. Ce eu scriam cu fonturile de la Metallica pe caietele de matematică, matematica. Sper. Bun și ăsta, da. Eu n-am avut caiet de matematică și atunci nu am scris. Eu am făcut realul la liceu. Da, eu singurul lucru pe care l-a fost la matematică a fost să-mi liniez caietul carouri. Ca să joci biscuitele. Exact, da. Bun, ăsta a fost subiectul. Sper că ați cules fabula din această întâmplare, care înseamnă că nu trebuie să vă lăsați. Sunt mulți, mai mulți oameni buni decât se vede, mai mulți oameni pregătiți decât se vede și, în general, ăia răi, să știți că sunt mult mai puțini, dar mult mai impresionanți, în general. Și, da, fără insistență și fără curaj, lucrurile ajung să se termine prost. Corect. Da, bun. Ovidiu Vanghele, bravo! Mulțumesc. Eugen David, bravo! Eugen David, Corodi, bravo! Atilo, și Corodi, bravo! Crânguța Leaua, bravo! Și tuturor celor care au contribuit nevăzuți la salvarea unui loc minunat de la noi din țară, pe care vă invit să-l vizitați, așa cum am să fac și eu, de altfel, am să mă întorc acolo după 20 de ani. Ar merge băut o țuică din nou cu Eugen David. Uite, chiar sunt curios, da. Vară. Am băut o țuică cu preotul de acolo, care mi-a spus povestea lui Nicolae Grita, nu știu dacă o știi. Nu. E vorba de un miner, mă rog, e legenda locală, că la intrarea în mină mi-a arătat bolovanul. Era o piatră mare și Nicolae Grita ăsta a visat într-o noapte că sub piatra aia e aur și s-a dus la luat, l-a găsit și a făcut 7 biserici, care există astăzi. Biserica din Roșia Montană e făcută asta de el și mai sunt încă 6 în satele din prejur. Ce tare! Da, e o legendă locală foarte frumoasă. Da, nu știam, chiar nu știam. E, așa. Bun, deci în concluzie... Știu povești cu holoangări, așa le zice oamenilor care, după ce s-a oprit mineritul acolo, intrau noaptea și făceau ei minerit pe persoană fizică, cum ar veni. Păi da, dar ăia sunt și în nunta de piatră, pomeniți. Da, da. De acolo sunt, de la Gârbiceanu. Da. Frumos. Și tău ăla e minunat. Da.
Da. Bun, în fine. Uite, facem o baie la vară. Eu mă întorc la Roșia Montană și vin dacă și e să bem o țuică împreună, bem o țuică și îl vizităm și îl cunosc și eu pe domnul Eugen David. Așa să rămână. Pe care îl admir foarte tare. Bun, așa că v-am pupat dulce pe ceacre, vacanță frumoasă. Doamne ajută la toată lumea. Înțeleg că mergi la schi. Da. Mamă, da. Doamne ajută. Și te duci într-un loc și cu zăpadă, nu? Adică le combini așa. În Tirol. 4 metri. De zăpadă pe vârf, da. Așa scrie Snow Report. Bine, tată, atunci e bine. Atunci e minunat. Adică facem frumos, nu ne bate în joc. Bun, deci vremea este urâțică, te pup gălușcă, mititică. Morning Glory, cu Exaru. Gata, vă lăsăm liniștiți un pic să vă mai gândiți. O să invităm în studio pe prietenii noștri de la Alternosfera, pe care o să-i lăsăm după aia să și cânte, că na, așa e la radio, n-ai ce să faci. Ne place Alternosfera. Ne plac foarte mult Alternosfera. Exact. Așa. Bun, cum îi spuneam invitatului nostru? La revedere! Și abia așteptăm să-i spunem bună dimineața! Da, nu e genul lui. Nu e genul meu, mulțumesc! Ține făgălește-le chinul de adânțime cu tinul plin de culcani în lum spre scoală. Ține Morning Glory, primul pe țală, al doilea pe județ.